Bună dimineața! Astăzi am fi dorit să mergem la pește, dar avem o problemă. Să aveți grijă dacă vă place să pescuiți, veniți în Insulina, nu găsim o meală vie. Adică am fost la două magazine și nu s-a găsit pe nicăieri. Tocmai miercuri se aduc, pot să se primească o meală vie. Astăzi este marți și asta este situația. Să încercăm să căutăm niște mămăligă, niște boabe bonduel, dar vierbi sau râme nu se găsesc. Altă variantă ar mai fi să caut niște pescari, să iau de acolo, dacă n-am dat de niciun pescar în drumul meu pe faleză. Nici pepen nu prea am văzut și eu aveam poftă de un pepene. Mai complicat. Când transportul se face doar pe barcă. Să vedeți și niște prețuri. Cred că aici o să venim diseara. Am luat un borcan de bonduel, 5,50 lei și vedem ce mai găsim. Și singura variantă pe care am găsit-o pentru momeală vie a fost acest număr de telefon. Am găsit doar râme. Din ce am înțeles, sunt râme mari de grădină. Vedem. $32 ne-au costat acestea. Începem aventura de pescuit. Mergem spre canalul 4. La canalul 4 se ajunge de pe strada a 6-a, se face dreapta, pe o stradă și se merge, drept înainte. Ca punct să vă luați acea antenă. Când vedeți acea antenă, faceți undeva dreapta de pe strada 6 și ajungeți aici. Și am înțeles că ar mai fi vreo 5-10 minute de mers până se ajungă la canalul 4. Și așa arată canalul 4. Prima undiță am băgat-o la râmă neagră. Acum așteptăm să vină peștele. Gata, am montat toate undițele. Dăm la 3 plute și o lanseta. Ah, el zice de gurita.
primul nostru pește prins pe ziua de astăzi, o roșioară. Și așa arată captura noastră de astăzi. 3 kg de pește am prins pe canalul 4 din Sulina. Caras, roșioară, oblete. Dar sunt curios ce pește o fi ăsta. Foarte neted. Dar n-am mai văzut. Facem o prăjeală. Din tot ce am încercat, în toate momentele, singura care a funcționat a fost bonduel. Deci tot ce am prins la bonduel, la boabă, bonduel din supermarket. Râma n-a funcționat, tot felul de pufuleți, tot felul de mămăligă am avut, n-am prins nimic, la nici o măcar o trăsătură. I-am crestat, i-am dat cu sare și mâine seară îi păpăm.